La Star Matinal, alături de următoarea noastră invitată, pe care o salut și urez bun venit, Carmen Brumă, este alături de noi în această dimineață. Carmen vine în ajutorul tuturor gravituțelor și le ajută să-și controleze greutatea, atât pe timpul sarcinii, cât să-și și recupereze silueta mult dorită și visată după nașterea copilului. Este vorba, practic, de un program pe care tu mâine îl lansezi și care vine cu o serie de sfaturi, trucuri și lucruri bune pe care le afli de la tine. Programul este deja pe site, pe site-ul meu, pe carmen-brumă.ro. El se lansează oficial în cadrul târgului Ghidul Miresei, care va avea loc în acest weekend la Romexpo, unde vă așteptăm pe toți împreună cu peste 200 de expozanți de articole de profil. Acum are loc lansarea oficială, dar el există deja pe site. Este un program care se numește Jurnal de Gravide, cum să-ți controlezi greutatea și să ai un copil sănătos. Nu este o lucrare științifică, nu e nimic pretențios, este experiența mea de femeie care a rămas gravidă la 37 de ani, care a acumulat în sarcină 10 kg, care a născut natural un copil sănătos cu o greutate normală și care a reușit să revină la dimensiunile dinainte de a rămâne gravidă în doar 10 săptămâni. Cheia acestei reușite, să zicem, stă de fapt în ceea ce am mâncat pe parcursul celor 9 luni de sarcină. Nu e niciun secret miraculos, spectaculos pe care să-l aplici după sarcină. Că bine ai spus. Ci ăsta este de fapt marele secret. Ce mănânci pe parcurs, ce și cât mănânci pe parcursul celor 9 luni de sarcină? Asta te întreb și eu. Ce ar trebui o femeie să mănânce în aceste 9 luni? Ce feluri de mâncare, cum să le combine și așa mai departe? Există la noi în popor vorba că atunci când ești gravidă mănânci pentru doi. Ei bine, este, după părerea mea, expresie incorrect sau greșit înțeleasă, pentru că acest lucru trebuie aplicată. Să se referă, exact, pentru că acest lucru trebuie să se referă la responsabilitate și nu la cantitatea de mâncare. Surplusul calorii de care are nevoie o gravidă în perioada sarcinii este în trimestrul 1 de 150 de calorii, iar în trimestrele 2 și 3 250-300 de calorii, deci nimic care să justifice tăvi cu amandine, savarine, lăzi de banane, mandarine, portocale și așa mai departe. De multe ori o femeie însărcinată se lovește de și se ascunde în spatele motivului că este însărcinată și că poate mânca tot ceea ce poftește, pentru că are și pofte. Da, dar toată lumea medicală, să zicem, a căzut de acord asupra faptului că o greutate excesivă acumulată în perioada sarcinii înseamnă risc pentru mamă, risc pentru copil. Și este un motiv de frustrare, stres după ce naști, pentru că oricum după ce naști ai o perioadă destul de dificilă din toate punctele de vedere, iar problema kilogramelor în exces este ultima care îți lipsește. De asta eu mi-am calculat foarte strict ce am mâncat pe parcursul celor 9 luni de sarcină și acest meniu se regăsește în Jurnal de gravidă, cum să-ți controlezi greutatea și să ai un copil sănătos, adică peste 300 de zile de meniu. Meniu diferit de la o zi la alta, nu mănânci ce mănânci luni, mănânci marți, mănânci ce mănânci în trimestrul 1, mănânci și în trimestrul 2. O să faci un rezumat al acestui meniu pe care tu l-ai avut în cele 9 luni de sarcină? Mi-e foarte greu să rezum 300, așa, de peste pe 300 luni, de zile. De... Măcar. Dar, așa cum ți-am spus, în trimestrul 1, structura meselor este de 3 mese principale și o gustare. Așa. În trimestrul 2, spre final o să avem 3 mese principale și 2 gustări, iar în trimestrul 3, în special în finalul trimestrului 3, se va mări foarte tare numărul meselor și se va diminua cantitatea, adică vor fi 3 mese principale și 3 gustări, evident foarte reduse cantitativ, pentru că în ultimul trimestru orice femeie gravidă știe că nu mai poți să mănânci foarte mult, pentru că se produc o grămadă de transformări, stomacul este foarte presat și nu mai suporți multă mâncare într-o singură trașă. Deci să înțeleg că o femeie trebuie să schimbe dieta în momentul în care rămâne însărcinată, nu? Da, o femeie trebuie să fie foarte atentă la dieta ei atunci când este însărcinată. Trebuie să aibă, în principiu, un regim de viață normal, echilibrat și responsabil. În 80% din timp să mănânce ce trebuie să mănânce pentru sănătatea ei și a viitorului copil și în restul de 20% să-și facă poftele cu măsură, dar atenție, nu alcool, nu tutun, nici nu vorbim despre droguri în niciun caz, nu carne crudă, nu carne insuficient preparată termic, am văzut la voi dimineața sushi, nu sushi, nu fructe, nu sushi, de mare, nu pește crud, exact, da? Deci cam astea ar fi categoriile și grupele de alimente de care ar trebui să se ferească mare, o graviduță, da. Dar nu? În carte găsiți așa, deci pe lângă cele 300 de zile de meniu cu rețetele aferente, găsiți toate sfaturile care mi-au fost mie de folos, toate sfaturile referitoare la stările de greață pe care le poți avea și cum poți să le înlături.
Cum îți revii în formă după sarcină, povestea sarcinii mele scrisă în timp real în moment cu trăirile de atunci, povestea nașterii mele pentru că am născut natural la 37 de ani și o mulțime de alte sfaturi care mie mi-au fost de folos, toate acestea la un preț promoțional de 35 de RON. Wow, Carmen, dar spune-mi, sunt curios de o treabă. Toate fetele acum merg la sală, au început și ele să ia proteine, nu? Să cumpere și să consume aceste proteine, știu eu, vitamine și așa mai departe. Pe timpul sarcinii este regulă să continue cu aceste suplimente sau trebuie să le excludă de pe listă imediat? În timpul sarcinii, ei suplimentele pe care ți le recomandă medicul sunt suplimente speciale pentru gravidă, pe care medicul care supraveghează ție sarcina ți le va recomanda sau nu. În niciun caz în perioada sarcinii nu faci cură de slăbire, da? Să nu confundăm dieta pentru gravidă cu o cură de slăbire, dar trebuie să ai grijă să-ți controlezi greutatea, așa cum spuneam, să faci sport dacă ai avut și înainte acest obicei în rutina ta. Adică nu te apuci de sport în momentul în care ești însărcinată. Deci nu apuci că ești însărcinată și te apuci de sport. Nu. Dacă ai făcut sport înainte și medicul îți dă voie și n-ai o sarcină cu riscuri, atunci, fără probleme, poți să faci sport. Eu am făcut până în ultima zi. Femeile se supun anumitor riscuri în cazul în care nu țin o dietă. De exemplu, se pot îngrășa foarte mult. Ok. Să zicem că nu doar asta se întâmplă și datorită lucrului acesta, datorită faptului că s-au îngreșat, pot suferi și psihic? Da, asta îți spuneam că pe lângă riscurile referitoare la sănătatea mamei și a copilului și a viitorului copil, există și toată această, să zicem, dificultate din punct de vedere psihic, pentru că după ce naști, orice femeie, mai ales la prima sarcină, o să vezi, da. O să vezi și tu că viața voastră se schimbă total. Există cu totul alte priorități. E o perioadă foarte obositoare în viața unei femei imediat după ce a născut, în care se produc o grămadă de transformări hormonale, ești predispusă la depresie, iar o greutate în exces, un corp pe care nu ți-l recunoști, poate, să zicem, accelera, poate te poate împinge către depresie și mai mult. Și atunci e bine, de ce să n-ai grijă ce mănânci în perioada sarcinii, ca să nu ai această problemă. Să ai acolo câteva kilograme de dat jos, care oricum se vor da de la sine. Tu ai spus că prin programul pe care tu îl promovezi, vorbești în experiența proprie, tu ai acumulat 10 kg în timpul sarcinii, pe care mai apoi le-ai dat jos în 10 săptămâni. Care a fost dieta ta? Înțeleg că cu câte un kilogram pe săptămână, nu? Da, nu mi-am calculat neapărat așa, nu pot știu să spun cum exact cât am dat. Cum pot gravitoțele să-și revină la sigura ta cât de cât dorită? Eu cred așa, dorită, că inițial. Cheia revenirii în formă după sarcină sau procesul de revenire în formă după sarcină trebuie să înceapă în prima zi în care ai aflat că ești însărcinat. Oricât de ciudat ar, de ilogic ar părea, asta trebuie să faci. Din prima zi în care afli că ai rămas însărcinată, trebuie să ai grijă ce mănânci, astfel încât după ce naști să nu intri așa într-un carusel și să ai de dat jos 10 de kilograme. Pentru că este foarte greu să faci lucrul ăsta în acea perioadă. Spuneai că dacă pe timpul sarcinii o dietă este absolut strict interzisă, după ce nasc femeile au voie să se apuce de o dietă sau acest lucru afectează alăptatul sau alte lucruri care țin de organismul? Eu consider că da, trebuie să urmezi o dietă. În principiu există cam aceleași restricții dacă femeia alăptează, există cam aceleași restricții pe care le-ai avut în timpul sarcinii. Și da, o femeie gravidă, o femeie care alăptează, o femeie care a născut, poate ține dietă. Da. Evident, nu una care să-i afecteze cantitatea de lapte, alăptatul. De exemplu, intră în rochea de mireasă by Carmen Brumă, care se găsește pe site la prețul de 30 de RON și despre care eu am mai vorbit la voi, asigură toți nutrienții necesari. Sunt foarte multe femei care alăptează și care au urmat această dietă și au reușit să slăbească. Noi suntem foarte pofticioși. Mâncăm cât mai mult fast food, nu? Da, și voi vă îngrășați. Lăsăm asta, vorbesc cu noi și pentru personajele masculine și pentru personajele feminine. Spune-mi, te rog, este nociv, poate fi nociv pentru făt în momentul în care, nu știu, să zicem că ți iei un meniu de pe la un fast food?
Da, sigur că există o mulțime de euri periculoase, în special în perioada sarcinii. În programul meu acesta pe care îl găsiți pe site pe carme-vrumă.ro, în Jurnal de Gravid, există o listă a acestor euri periculoase, în special în perioada sarcinii. Și pe lângă asta, toate categoriile de produse care ar trebui evitate. Da, sigur că un meniu de fast food, depinde foarte mult ce alegi de la fast food, poate să-ți, să-ți pună în pericol chiar sănătatea. Chiar sarcină, nu? Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin. Dacă vorbeai de anumite preparate, de anumite meniuri, mâncăruri pe care o gravidiță nu are voie să le mănânce în timpul sarcinii, bănuiesc că după ce naște, acestea pot reveni în meniul ei, pentru că pomeneai de fructele de mare, peștele, care știu că sunt sigur, foarte bune în dietă. Sigur, dar după ce termine cu alăptatul. Adică se cam strică treaba. Dacă nu alăptează, da, poate să mănânce imediat, dar dacă alăptează, se mențin restricțiile pe care le-ai avut în perioada sarcinii. A, deci nu sushi, sashimi, fructe de mare, pește afumat, carne crudă, nu ouă crude. Atenție, sunt o grămadă de prăjituri care se fac cu ou de crud, tiramisu, de exemplu. Da. Atunci trebuie să ai așa. Atenție la brânzeturile moi care nu sunt preparate din lapte pasteurizat. Acelea, gorgonzola, ce mai avem, camembert, poate cele brânzeturi feta, grele. Da. Astea la fel trebuie excluse. Atenție la cofeină, cofeina în exces, peste 200 de miligrame poate crea probleme, special în primul trimestru. Carmen, ca să fim siguri, nu mai mult de 2 cafele pe zi, atunci când ești însărcinată sau când ești când alăptezi. Carmen, tu te-ai îngrășat 10 kg în timpul sarcinii, pe care mai apoi, după ce ai născut, le-ai dat jos. Dă-ne un exemplu, de exemplu, de un meniu sau de o săptămână de după sarcina ta, cum a arătat? O săptămână alimentar vorbind. Mi-e greu să spun, pentru că meniul meu nu arată la fel în fiecare zi. Și, atunci hai să dăm exemplu de o singură zi. Pot să spun, da, exact, pot să spun în mare, așa, niște reguli. Pe care le regăsim și în programul tău. Exact. Da? Am avut grijă ca în fiecare zi să beau cam 40 de mililitri pe kilogram corp de apă. Da? Asta își calculează fiecare. Deci peste 2 litri de apă. Apoi, am avut grijă să mănânc 3 mese, obligatoriu, și una sau două gustări în funcție de dacă sau nu mi-era foame. Și aici treaba cu gustările, cu duș întors. Despre ce e vorba în aceste gustări? În aceste gustări este vorba despre, să zicem, un pumn de semințe, de migdale, de nuci, da? Un pumn. Un pumn, pumn de femeie, nu un pumn de bărbat, da? Că dacă luăm pumnul meu, se satură o familie. Așa, și nu un pumn plin, cam atât înseamnă. Încă ușul palmei, da? Încă ușul palmei, exact. Apoi, structura meselor, ca să nu fie periculos pentru siletă, ar trebui să fie așa. Carne, orice fel de carne preparată la grătar sau la cuptor sau fiartă, cu legume proaspete lângă. Legume proaspete, oricare legumă care poate fi mâncată proaspătă. Care sunt cele mai bune legume care asociate cu carnea dau roade în pierderea kilogramelor? Să facem așa un top 3-4. Legume depinde, foarte să, bune. În general, toate legumele cu frunze verzi. Astea sunt foarte nepericuloase din punct de vedere caloric. Mai avem varza albă, care la fel, din punct de vedere caloric, nu pune niciun fel de problemă. Poți să faci diverse combinații, poți să faci roșii, castraveți cu ardei, cu niște salată de diverse tipuri. Poți să spui acum că vine toamna și să arăți puțină conopidă, puțin morcov. Deci există variante. Sigur. Sportul este de asemenea foarte important, bănuiesc, după ce naștem și putem să revenim în sala de forță, nu? De câte antrenamente ar fi nevoie sau ce tip de exerciții pentru recuperare? Și aici depinde foarte mult de despre ce persoană vorbim, dacă a fost obișnuită cu sportul, dacă a făcut sport în timpul sarcinii, dacă a făcut sport înainte de sarcină. Hai să zicem că a fost oricum, cât de cât obișnuită, zicem, că mai nou femeile toate reveni măcar o dată în sală. În funcție de cum a născut natural sau eu, de exemplu, am început să alerg la 4 zile, la 3-4 zile după sarcină. Wow. Dacă ai născut prin cezariană, când îți dă doctorul voie, și la nașterea naturală cam tot așa, când îți dă doctorul voie, dar evident că revenirea la programul de sport trebuie să fie una treptată și adaptată. Și dacă nu vorbim de niște mișcări din acelea de sport grele sau bruște, putem să facem, nu știu, poți femeile să facă yoga, pilates, acum sigur, sunt tot felul de alte ramuri de yoga, ale sportului care evident sunt mai pe sedentarism. Pentru început, așa.
în săptămânile, să zicem, de imediat după ce ai voie să faci sport după o naștere, da, poți să începi cu programe ușoare de pilates, de yoga, cu stretching, cu izometrie, să eviți săriturile, țopăielile, dacă nu te simți confortabil cu asta. De asemenea, să lucrezi musculatura pelvină este o idee foarte bună, în general pentru orice femeie, nu doar pentru femeile care au născut. Există, de exemplu, pe canalul meu de YouTube antrenamente speciale pentru această zonă. Și regula este să nu forțezi foarte tare, să-ți asculti corpul, dar n-aș fi total de acord cu, să zicem, cu mentalitatea asta care stă propag așa, da. Cum că o femeie trebuie să-și revină, a acumulat în 9 luni de sarcină și ea trebuie să-și revină tot în 9 luni sau chiar mai depinde mult. Depinde cum răspunde corpul, cred că. Da, eu cred că cu cât lași kilogramele alea acumulate să stea acolo, cu cât amâni procesul de revenire, cu atât îți va fi mai greu să revii. Așadar, părerea mea este că se trebuie să te apuci destul de repede. Și asta trebuie să urmărim, pentru asta trebuie să urmărim pagina ta de Instagram, nu? Și site-ul de Instagram și de Facebook, Carmen Brumă oficial, mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Și neapărat site-ul meu, carmen-brumă.ro, acolo unde găsiți toate aceste programe, că nu există doar ăsta de pentru gravide, există și pentru... Dar acesta pentru gravide e special, 35 da, de lei. Da, acesta este cel mai nou, da. Care, înțeleg că oficial se lansează mâine, cu toate că era încă activ. Da, el este activ în acest moment, adică dacă intrați pe site acum, pe carmen-brumă.ro, puteți să-l comandați la prețul de 35 de roni, 9 luni de meniu, mai mult de 300 de zile. Mulțumim foarte mult, Carmen. Mulțumesc și eu tare mult. Și te mai așteptăm cu mare drag și data și viitoare pentru multe alte sfaturi, întrebări și răspunsuri. Mulțumesc. Eu noi acum mergem mai